Te-ai gândit vreodată că utilizarea unui simplu telefon îți poate aduce o amendă? Află că acest lucru este posibil în România dacă utilizezi telefoanele interzise. Află motivul pentru care nu ai voie să folosești aceste dispozitive. Conform playtech.ro, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prevede faptul că toți românii care utilizează această categorie de telefoane riscă o amendă destul de usurătoare. Dacă la prima vedere ți se pare ceva ieșit din comun, ANCOM dă și explicația pentru care aceste telefoane sunt interzise. Astfel, toți românii care dispun de telefoane care au ca țară de proveniență Statele Unite ale Americii sau Canada, se pot trezi că trebuie să plătească o amendă pentru utilizarea lor pe teritoriul României. Mai concret, aceste telefoane care folosesc standardul DECT utilizează standardul dedicat comunicațiilor fără fir la distanțe scurte. Utilizarea acestor frecvențe poate duce la apariția interferențelor în cazul serviciilor care utilizează această bandă de frecvență. În unele cazuri, aceste interferențe pot afecta și comunicațiile în cazul serviciilor de urgență, cum ar fi apelurile către poliție sau pompieri. Așadar, în aceste cazuri particulare, operatorul de telefonie poate detecta sursa interferențelor și poate transmite aceste date colectate către ANCOM. Cei care utilizează dispozitivele cu standardul DECT versiunea 6.0 ajung astfel să fie pasibili de a primi o amendă cuprinsă între 500 și 5.000 de lei. De asemenea, comercializarea telefoanelor care utilizează standardul DECT 6.0 este strict interzis, relatează playtech.ro.